fresh, fresh, da, uite. Înțeleg că multe lucruri s-au întâmplat la mare. S-au întâmplat multe, hai să luăm loc pe canapea, că avem de povestit. Mai multe s-au întâmplat la Kazahu. Nu e adevărat că la noi s-au văzut... avem multe de vorbit și aș vrea să facem chiar acum, în direct. S-au văzut imagini, eu am fost cu minte, am stat pe telefon, n-am făcut nimic, n-am nimic. Nimic! Nimic, nimic. Bine, nimic. O să vorbim și despre tine, dar minte. Înainte de asta, bine ai venit, Bogdan. Bine v-am găsit. Ce faci? Faci? Cum ești? Cum a fost la mare? Sunt bine, sunt fresh. Eu mi-am revenit după un weekend mai nebun. Zbuciumat? Mai zbuciumat, plin. Dar... Hai să-i spunem așa, un weekend plin, prelungit. Bravo. Cât de ai tort la mare? Nu știu, ce e azi? E clar. E vineri. Îți dai seama. Dacă e vineri. E vineri din nou? Da. Da. Aoleu. Da, exact asta am spus și eu. Dar mai multe poți să ne spui tu, că cred că ați împărțit și pe acolo. N-am împărțit. N-am împărțit, era bine. Nu, la altceva nu, mă gândesc că fiecare cu treaba lui. Da, fiecare cu ciorba lui, cum ar fi. Așa, exact. Nu, stai că m-am pus pe la valiera. Pe la valiera. Așa. Da, la mine nu știu ce să spun, că eu am plecat duminica acasă. Așa că, exact. Eu nu știu că am plecat, Cătăline, dar... n-ai stat nici tu cu minte, nu mai încerca să duci lumea în eroare, da? Unul la mână, doi la mână, eu n-aveam loc de el, nu el de mine, că o fi el nu altă... Nu are nimeni loc de el. Deci o fi el altă generație, dar am impresia că avem... Cum același... adică altă generație l-ai făcut? Bătrân, bătrân, dar ce crezi, are aceleași ținte, același public, același tot? Nu e nu adevărat, să știi... eu țintesc peste tot. Nu n-a sunat bine. Eu am auzit de la o păsărică. Uite da. Păsărica mea de acasă. Aoleu! Ce zici aici? Scatiul meu de braț. De ce, ce ai zis păsărica ta? Măi, lasă păsărica. Păsărica mea de acasă mi-a șoptit. Păi, de-a găsit că ne-a... Că ți-ai găsit sufletul pereche. Că ce? Ți-ai găsit sufletul pereche. E mult de atâta suflete. Unde l-am găsit? La petrecere acolo? Păi nu știu, tu să ne zici. Te-ai îndrăgostit? Nu. E o vorbă care spune, n-ai cum să-ți găsești dragoste adevărată printre cliente false. Da, asta da, stați puțin, hai că sunteți cam răutăcioși. Locurile în care voi ați fost și în care ați ieșit cel puțin la mare nu au fost cu cliente false. Au fost și acum fie vorba între noi, așa. Erau cliente false pentru alții, nu pentru noi, da. Cătăline. De ce să... Ești într-o perioadă bună, sentimental vorbind, că în ultima perioadă mai cam ocolit subiectul ăsta. Știu că ai trecut și prin despărțirea respectivă, de fata cu care îți faci ceva timp. Sunt într-un rai emoțional, nu pot să mă îndrăgostesc, pot să fac ce vreau, pentru că nu, e greu să mai cad ai acum. Ai putin ți-ai impus să nu te îndrăgostești? Nu, nu mai pot, mi-am dat seama că nu mai pot. Acum la mare, de exemplu, a fost dovada că nu pot să mă atașez. Asta pentru că ai iubit foarte mult în trecut și probabil că în momentul nu ești încă deschis, nu? Pentru de ce, ce ne plâng oamenii de milă când noi spunem că suntem singuri? Adică de ce toată lumea când te vede singur ceva, ai săracu, bea, te singur? Nu! Noi nu, deci de data asta chiar e bine. Uite, de exemplu, am fost la mare acum și am avut destul de multă companie, la petreceri ne-am distrat și așa. Și după am ajuns acasă și mi-am dat seama că stau singur, că sunt singur. Eram, am avut tot tenta așa să fiu un pic supărat, să zic, bă, energie goală, dar m-am uitat așa în jur, mi-am zis, bă, dacă am chef să vină cineva, acum vine, dacă nu, nu vine, mă duc, îmi pun un film, o sun pe mama, beau un șpriț, nu știu. E libertate mare. E foarte, da, viața e foarte frumoasă. Uite, apropo de libertate, ai fost weekendul trecut, sau cred când, acum două weekenduri cu Victor la Londra, nu? Da. Te rog, spune, eu am tot umblat. Poți să zic, poți să zic treaba aia? Da, te rog. A fost cu Victor Slav la un eveniment în Marea Britanie și cum din discuție în discuție așa, la un moment dat am băut un șpriț și mă uitam după niște femei pe acolo prin club. Normal. Și Victor îmi făcea, nu, stai cu minte, liniștit, el e un băiat foarte calculat, să zic așa, rațional. Și îmi spune, îmi amintește discuția asta de discuțiile pe care le aveam cu Kazahu în tinerețe. Și zic, ce discuție aveai? Păi mergeam prin cluburi, Kazahu se distra, așa, și nu mai eram toate facultățile mentale. Și la un moment dat, doar venea la mine după ce agăța o femeie, se aplica și zicea, merge sau nu merge, zici ce să fac, zici ce să fac. Și adică dădea el aprobarea. Era factorul decisiv, adică el... Da. El era rațiunea. Și... Rațiunea, Victor tot timpul este, am și zis mai devreme, Victor este rațiunea pentru noi ăștia care suntem mai ușor la zepa. Bun, și n-a zis la nimic, da? A zis nu, în continuu? La un moment dat mă rugam eu de el să-mi zic, bă, Victor, zi-mi, te rog, eu zi-mi da la asta, că îmi place mult. Așa e că nu zice da la niciun, oricât de bine... Da, trebuie să-l convingi tu pe el că îți dorești mult, da? Și ai ținut cont de el sau ai făcut ce ți-a spus? Păi da, l-am convins până la urmă să zică da. Când... Da, așa e. Mai pe sfârșit zice băi, da la când nu plouă e bună și o bruma sau roua, cum se spune.
Dar a fost frumos weekendul la mare. Mi-a plăcut la nebunie, mi-a plăcut să văd fețe cunoscute, anturaje frumoase. Nu mi-a găsit sufletul pereche, Natalia, dacă... Tu ce ai găsit sufletul pereche? Hai să vorbim asta după o scurtă pauză, când vreau să ne spui și de ce ai fost chemat la poliție să dai cu subsemnatul, care e adevăratul motiv, ne spui după pauză, ne întoarcem. E, ne-am reîntors într-o lume a bărbaților puternici alături de Bogdan Mocanu. De care te poți lipsi. De care te poți lipsi sau nu. Uite că Bogdan este foarte bun prieten și ne bucurăm când vine la noi. Ce s-a întâmplat cu poliția? De ce ai dat cu subsemnatul? Am primit o citație, cred că se cheamă, acasă, cum că trebuie să mă prezint la poliție și nu știam de ce. Nici n-am vrut să mă duc. Dar eram curios ce s-a întâmplat și aparent sunt... foarte, foarte, foarte multe, nu vreau să zic exact câte, plângeri împotriva zgomotului și muzică și petrecere și mă rog. Deci sunt reclamații de la vecini? Da. Aparent au semnat toți, adică și cei din scara mea și cei din scara de vis-a-vis. S-a făcut un soi de petiție. Da, da, exact. Dar stai puțin, obișnuiești să faci petreceri la tine acasă nu, cu zgomotoase? Nu, deci chiar nu înțeleg. La mine acasă au venit cred că, nu știu câte echipaje exact, dar au venit de mai mult de 10 ori. Dar niciodată nu am primit nicio amendă, pentru că ei când ajung la mine în fața ușii, realizează că nu e muzica la un nivel deranjant, adică nici măcar nu se aude de pe hol. Însă probabil, nu știu, sunt pereții făcuți, sau nu știu eu cum e viața la bloc. Ai și vecini care nu prea te înțeleg, mai răutăcioși și așa, pentru că... Nu mă halește niciunul. Ține cumva și de bunăvoința lor. Știi, da, dacă ești un vecin bun, mai treci așa peste o petrecere, două. Nu, Nate, și cum e, dacă ies pe scară, de sus până la parter, mă salută și, vai, toată lumea, ce faceți, domnul Mocanu, nu știu ce. Și după când am închis ușa, da. Da, așa e, cu dar, bine că vă zic acum, că nu știu dacă stați pe Instagram, dar pe TV vă uitați toți. Pentru drumul ăsta la poliție, n-aveți voie să bateți un cui, n-aveți voie să faceți nimic, stau teroare pe voi și tu, vecinul de lângă, care știi că ți-ai luat apartamentul cu banca, n-ai voie să-ți faci nimic până nu-ți dai aprobarea sau până nu-ți termin creditul, că sunt direct la poliție, alo, vedeți că bate cuie și n-are voie. Deci pentru drumul ăsta v-a stricat și voi cu mine, îmi pare rău. Eu vreau să fiu băiat bun, dar dacă nu se poate... Corect, într-un război are de pierdut toată lumea. Nu? Și dacă nu, o lună de zile închiriez apartamentul și îl dau la copiii de ăștia să facă petreceri și să vedeți atunci zgomot, dacă vreți. Da. Da, mi se pare nu era e, așa. Nu e, nu adică vreau să fiu așa. Nu vreau să fiu așa răzbunător. Că, mai ales că vin odată la tine prieteni și acum ce să faci? Nu e, mă, glumesc, nu o să fiu răzbunător, o să vând apartamentul și mă mut la casă ca să nu mai aud de voi. Pentru da, și la casă e aceeași problemă, să știi că nu e, că dacă ești, stai la distanță. Păi da, dar o să ai vecini lângă, e exact acel, e cum ai norocul de vecini. O să mă mut în vârful muntelui. Așa. Dar te-ai gândit să te muți la casă? Te-ai gândit să-ți vinzi apartamentul? Da, 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 abia aștept să-l termin și chiar o să pun la vânzare. O să-mi iau un teren și o să-mi fac o căsuță acolo, micuță. În ce zonă? Tot acolo pe unde stai? Nu știu, în vârful dealului, undeva izolat de toată lumea, aș vrea, dacă se poate. Da, e, nu e rău din când în când să te mai și rupi de haosul din București. Poate cine știe, te muți la munte, n-ai de unde să știi. Sau în altă țară. Opa, da? Ai vreun gând? Vrești din țară? Da. Îmi sură de rău Dubaiu sau America. Da, în Dubai dar sunt mai foarte multe oportunități. Am văzut că ai fost în Dubai recent. Ce, ai fost la petrecere sau ai fost să testezi pe piața? Nu, petrecere și să testezi, piața. Dar care piață acum? Piața imobiliară, da, piața imobiliară, piața dacă vrei să te muți, piața, nu știu, să faci ceva, Da, păi sunt foarte multe business women acolo și... A, nu m-am gândit la asta, uite, nu e rău. Bun, bună și piața asta. Uite, un afacerist adevărat. Da. Mulțumim, Bogdan, pentru prezență și te mai așteptăm cu drag la noi. Mulțumesc și eu. Și ne vedem în weekend, cine știe pe unde. Dacă ar fi să fim siguri cu Ramona noastră, nu o să ne vedem în weekend sau prin club. Nu zice că până nu s-ar muncește, muncește, muncește de asta. Ramona?